La nivelul județului Suceava, 30 de cazuri noi de coronavirus în ultimele 24 de ore au fost transmise de grupul de comunicare strategică. Față de numărul raportat luni, îmbolnăvirile au crescut. Astfel, în județ, luni au fost doar 11 îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit datelor furnizate la nivelul județului Suceava, rata de infectare este de 0,39 la 1000 de locuitori. Pe teritoriul României, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1421 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19.